împreună cu Direcția de Asistență Socială și cu un echipaj de la ecologizare, am început să facem curățenie în jurul locuințelor de pe Tineretului. La această acțiune am convocat locatarii în aceste locuințe care sunt în chirie și sunt asistați social, spre nefericirea noastră a tuturor din media, și această zonă este o zonă de zona respectivă este un focar de infecție și trebuie în continuare să municipalitatea să se preocupe de această zonă și să găsim soluții.